Acest tutorial se adresează cadrelor didactice și vă arată cum să realizați un cont livresc și după aceea cum să obțineți un cont academic cu o valabilitate de un an de zile. Pentru a vă realiza contul inițial, mergeți la adresa livresc.com, o vedem aici în bara de adrese, și alegem extensia RO pentru limba română. Dacă aveți site-ul încărcat în limba engleză, transferul în limba română se face din partea de jos a paginii. După ce ați intrat în această primă pagină, pagina de început a Livresc, trebuie să dăm click pe butonul Account. În pagina care se deschide, dacă nu aveți un cont deja realizat, evident, în zona de autentificare nu apare nimic și va trebui să completați pagina de înregistrare. Vă rugăm să completați cu atenție toate câmpurile. Este foarte importantă adresa dumneavoastră de e-mail și organizația de asemenea este importantă pentru a dovedi că faceți parte din, că sunteți cadru didactic și faceți parte într-o organizație de învățământ. După ce ați completat toate aceste date, apăsați butonul de înregistrare. După ce ați apăsat butonul de înregistrare, se deschide această pagină din care dumneavoastră puteți accesa editorul Livresc sau biblioteca Livresc. Din acest moment aveți un cont care are o valabilitate de 21 de zile. Este un cont demo pe care îl poate avea orice nou utilizator Livresc. Dacă sunteți cadru didactic, atunci după ce ați realizat contul demo, dați click pe butonul Academic, iar în pagina care se deschide, completați acest formular, abonament academic, cu atenție ca adresa de e-mail să corespundă cu cea a contului inițial, instituția să fie clar scrisă fără prescurtări, să aveți scris și orașul, și după ce ați completat și ați bifat și căsuța legată de datele personale, dați click pe butonul Trimite. Dacă acum veți merge din nou în pagina de cont și dați click pe butonul Memberships, veți vedea durata de valabilitate a contului dumneavoastră, care trebuie să arate în acest fel, adică să aibă o valabilitate de un an de zile, fiind membri în echipa profesori Livresc, generația a doua.